Tare necăjită, ai fost mamă. Ce părere aveți despre România? Bună! Când am luat cu iscaletul, m-a întrebat și el, că eu româncă. Vedeam, nu prea aud, dar așa cu urechea la radio și ascult toate prostiile parlamentului și prostii se fac aici. Eu tot ascult și îl povestesc la ăștia, dar ei mă râd. Ia ca mă ca sunt interesează, dar noi n-avem când. Poate mai am două zile să văd și eu, măcar o leac. Unirea e asta să văd. Tata meu, 3 ani granicer, la turnul Severin a făcut. Când vinea acasă, nu știu, zaloane frumoase, o haină, stărușepidență. Sunteți pentru unirea cu România? Eu vreau, doresc cât mai rău. Cât mai rău. Poate mai am 2 zile să văd și eu, măcar o leac. Unirea e asta să văd. Să bat joc aia, 2 capișe, mă duc 50 lei și eu o garat de apă și o pâine și gata. Dar eu am 19 ani de câneacă cu boala și să mai cumpăr eu cățuc să mănânc, dacă eu dau tot pe leacuri. Să arăt, la mine vin de la aia, cu scora aia, ai pe o cimașă de apteca. Torbe așa de leacuri. Dacă n-aud că în România atâta bani primește și ziceam, e vorba să-mi mai ajute și ne ajunge de lumină, de mâncare. Am și zice inima mine, când eu n-am și mânca, dau tot pe leacuri. Așa ne se uită la mine. Cine? Te duci la un doctor, dar el, până față, e îngerații. N-aveam șprițuri. Cât este pensia dumneavoastră aici, în Moldova? Cât? Am lucrat 20 ani în pușcărie, la magazin. De atunci înghețam șoarele. Și când am ieșit, am ieșit cu 70 de lei. Și aveam, am reușit câte 2 copii și am ajuns la 1000. Du-te undeva, te-ți bat joc. Dacă ești bătrân, primești pensii, ce nevoie ai? Și eu animăr nu singur, ca un copil orfan. Ca o duminică fără sfârșit. Și se aude plânsul ierbi, sunând sub câmpul înverzit.